Sunt patru feluri de rugăciuni pentru noi începători, pentru copii, pentru proroci în Hristos. Rugăciunea budurilor, că zice Apostolul Pavel, aduce Domnul roada budurilor voastre. Rugăciunea limbii, zice Psaltirii, și l-am înălțat pe el sub limba mea. Rugăciunea gurii, bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea purului lauda lui în gura mea. Și rugăciunea glasului, auzi, cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat. Vezi, aici patru feluri de rugăciuni, îți pe cui cel mai de jos în scara rugăciunii. Dar cu aceea se învață tot, de copii, pentru proroci în Hristos. Vezi, când te rogi, trebuie și, zice gura, să înțeleagă mintea. Și când le înțelege mintea, atunci ai pășut pe treapta a cincea. Da, ai văzut cei care au scris zbonicul, Teofan Zăvărâtul, îi spune unul, și am rugăciunea minte, dar vin gândurile ca vespele. Dă-te jos de acolo, bă! Că acolo e mare, iar mă rog. Ce ți-a spus? Rămâi la rugăciunea minte. Deci ajung la rugăciunea inimii. Adică și duce gura să înțeleagă mintea și sântă inima. Atunci ajung la rugăciunea cea curată. La rugăciunea cea curată a inimii Sfântul Isaac Seru. Ajunge unul din 10.000 din cei care se țelesc. Rugăciunea așa curată. Când mintea când trece spre inimă, se unească cu inima, întâlnește două vânt. Și când mintea pogoară în inimă, întâlnește prima vamă la care nu trebuie să oprești nici o clipă. Vama imaginată, a începuire. Să nu te începui pe Dumnezeu, că nici erovime, nici serafime, nimeni nu poate începe cu Dumnezeu, n-are margine în veacul, veacul ca să-l pot începui, imagina. Treci repede pe acolo. Prima noi la vama rațiune, în poarta inimii. Aici o atacă pe mintea noastră, dragă numită arcicone, care iau sectare. Aici la vama rațiune nu atacă dragi cu păcate, cu pate, cu cuvintele Scripturii. Aici dragi te urmări. Și vezi când e la vama rațiune, când mintea câte se bucuie inimii, n-are voie să te o zice, sunt o gură de aur. Tu când te rogi, nu teologiță, că e bajocorii de drag. Nu! Te cobori cu o singură rațiune în inimă. Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! Deci teologia la o parte! Și când s-a unit mintea cu inima, care-i semnul? Că te-ai pogorât în inimă. Să n-ai avut un cui de foc în inimă. Să încălzăște inima ca focul. Și sunt o dulceață mare dumnezeiască. Și-au fost. S-au împreunat miile cu mireasa, Hristos cu sufletul nostru, care îl avem în Hristos de la botez, în inimă. Acum s-a împreunat prin partea cuvântătoare, pe minte, cu sufletul nostru. Și de la acum nu se încălzește. Treptul, corona vertebrală, tot corpul cu foc să faci. Cu s-o arunc mintea în inimă. Și după aceea s-a încălzit tare corpul, încep ochii să curgă lacrimi. Îmi spunea un bătrân tot în pustie, sara. S-a pogorât mintea în inimă și 2 ore și 10 minute. Și n-am avut la mine decât 5 batiți de astea. De 3 ori eu stau de lacrimi, atâta lacrimi au tăiat. Și am plâns că s-a retras darul, după 2 ore și ceva, o lună de zile mintea mea numai șer, în șer eram. Numai lucru dumnezeiește. Da? Că o vorbi cu Hristos. Rugăciunea așa curată a inimii, la care ajunge unul din 10.000 din cei care se sunesc. Sunt Isaac Seru. Da mai sus de rugăciunea inimii. Care? Rugăciunea de sine mișcătoare. Adică nu se rogi numai un șeaz două. Permanent. Că zice la cântarea cântării, eu Domn și inima mea vechează și se roagă. Și zice Apostolul Pavel, neîncetat vă rugați. Nu spune ceva ca nu cum este un care se roagă neîncetat. Așa l-a ajuns la rugăciunea numită de sine mișcătoare. Și mai sus decât alta e rugăciunea văzătoare. Asta au zis Sfântul Antonie cel Mare. Zice că l-a zis comanda lui pe 10.000 de pusnici. Și odată sunt de vorbă, zice, fratele nostru, Amun Nitriotul, la 1.000 de kilometri era, Mudri Nitri. Acum a ieșit din trup și vine să închine la noi, sufletul lui. Ieșit-o de afară, când a ieșit,
4 îngeri duce sub. Sfântul Antonie de Ivi de la 1000 de kilometri și ăla o ieșit din trup. Asta e mintea cea mai curată și mai sfântă a Sfinților. Asta e rugăciunea vădătoare mai presude rugăciunea de cine mișcătoare. Și apoi este, asta e treapta a opta, este alta mai înaltă, rugăciunea contemplativă sau duhovnicească. Asta se mai zânește și răpirea minții. Cu asta tot ridicat apostolul Pavel la cer. Până al treilea cer. Și știa nu știu un trup sau afară de trup Dumnezeu știe. Până al treilea cer. Dacă la rugăciunea curată ajunge unul din 10.000 din cei care se lesc, la rugăciunea contemplativă de bea ajunge unul din neam în neam. Așa spun Sfinții Părinți. Asta e treapta a noua, e ce mai cheamă și vedere dumnezeiască. În zilele noastre, unii creștini consideră că sfinții au fost oameni dintr-un trecut îndepărtat și că sfințirea omului astăzi nu mai este posibilă. Nimic mai fals. Toți oamenii sunt chemați să se sfințească indiferent de epoca în care trăiesc. După cum Mântuitorul Iisus Hristos ne poruncește, fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel Ceresc desăvârșit este.